Bună dimineața tuturor! Bine ați venit la un nou webinar Festo. Este penultimul din această jumătate de an. Va mai fi încă o sesiune la sfârșitul lunii. Apoi, pe perioada verii, vom intra într-o pauză, urmând ca de la toamnă să avem noi sesiuni cu noi subiecte, sperăm noi, la fel de interesante. Subiectul de astăzi este cel al automatizărilor de proces și soluțiile pe care le oferă Festo în aceste industrii sau în aceste tipuri de aplicații. Vom parcurge pe parcursul acestei ore întregul proces de alegere a echipamentelor de automatizare a unui proces. Vom defini în început procesul și care sunt bazele automatizării acestuia. Apoi vom trece prin diferitele nivele de automatizare pentru a descoperi împreună soluțiile pe care le pune la dispoziție Festo. În finalul prezentării am lăsat o fereastră de timp în funcție de cum ne încadrăm, pentru o sesiune de întrebări și răspunsuri în cazul în care există neclarități. Eu mă numesc Cosmin Tacea, mă ocup la Festo și de industria de proces și de soluțiile pentru automatizările de proces. Așa că haideți să vedem în cele ce urmează ce înseamnă procesul. Ca și definiție simplă, orice operație sau secvență de operații care implică o schimbare a substanței în cauză este denumită a fi un proces. Ce înseamnă această schimbare? Ea poate avea nenumărate forme, fie că discutăm despre o schimbare a stării de agregare, fie că discutăm de o schimbare a nivelului, ca în instalațiile de umplere, de dozare, sau o schimbare a vitezei mediului de lucru, o schimbare a compoziției chimice. Dacă discutăm despre, nu știu, aplicații precum mixarea de diferite soluții, eu știu, în industria cosmetică, să spunem, sau o schimbare a dimensiunilor mediului de lucru, de exemplu, în industria minieră, putem discuta despre concasare. Am spus de câteva ori mediu de lucru. Mediul de lucru este, să spunem, fluidul care este vehiculat prin instalația noastră, care este supus procesului. Mediul de lucru poate fi unul lichid, o pastă, granular, praf sau gaz, iar sistemul de automatizare este responsabil pentru oprirea sau permiterea sau chiar reglarea curgerii acestui mediu de lucru prin instalații. Evident, ca în orice aplicație, orice proces poate fi realizat și manual, fără o automatizare, dar există limitări de ordine tehnică, de
scalabilitate și chiar de siguranță. Din aceste motive, pentru că influența omului poate fi de multe ori pozitivă, dar evident poate fi și negativă, deci depindem de calitatea oamenilor, este necesară automatizarea procesului, iar automatizarea aceasta necesită parcurgerea a trei pași importanți. Primul pas este măsurarea. Acest pas determină fie existența sau nivelul unei variabile din proces. Variabilă ce poate fi presiune, temperatură, debit, concentrație și așa mai departe. Această măsurare se realizează cu ajutorul instrumentației sau a senzorilor. Apoi partea de control. Controlul preia semnalul trimis de senzori și decide dacă este nevoie de o anumită schimbare sau nu a variabilelor procesului. Acest control este realizat cu sistemul de control, fie că discutăm despre un PLC, SCADA, DCS și așa mai departe. Iar ultimul pas este acela de acțiune. Sistemul de control, în momentul în care decide modificarea valorii uneia dintre variabile, comandă un element din câmp care să modifice fie direct, fie indirect variabilele procesului. Mare parte din aceste acțiuni sunt realizate cu ajutorul robineților. Și că tot vorbim de robineți, acesta este și punctul de pornire al prezentării noastre. Vom începe prezentarea de la baza piramidei, da, de la robineți. Ok, nu îmi doresc astăzi să intrăm foarte mult în detalii tehnice, de tipuri constructive, de, nu știu, presiuni și așa mai departe, ci mai mult de soluțiile pe care le punem la dispoziție pentru a eficientiza modul de alegere și dimensionare a acestor echipamente. Deși au fost prezentate și în alte sesiuni, îmi doresc să preiau acest subiect și anume cel al soluțiilor noastre de alegere și configurare de sisteme complet asamblate de robineți, fie că discutăm de robineți simpli cu acționare manuală sau cei cu acționare pneumatică, cu comandă fie on-off, fie continuă. E vorba de configuratoarele noastre pe care le denumim KVZ-A, KVZ-B sau KDFP, care sunt menite să ne ajute să ajungem la o soluție completă de robinet acționat, fără să avem foarte multe cunoștințe în domeniu și într-un timp extrem de rapid. Nu mai trebuie să ne pierdem timpul să căutăm toate accesoriile care se potrivesc, să alegem actuatorul cel mai potrivit aplicației. Pur și simplu toate aceste lucruri le face un software în spate în funcție de răspunsurile pe care
le dăm noi la câteva întrebări despre aplicație. Pentru a vedea mai ușor cum se lucrează, intrând pe site-ul nostru și selectând acest KVZ A, B sau KDFP și răspunzând la întrebări cu privire la tipul robinetului, modul în care îl dorim să fie acționat, dacă avem un actuator cu dublă sau cu simplă acțiune, tipul de senzor, tensiunea la care vrem să lucreze. Ajungem foarte rapid, în câteva minute, la o soluție complet asamblată și complet documentată. Ea este livrată exact așa cum o vedeți în imagine. Dar, ok, nu doar robineții fluture sunt cei care beneficiază de un astfel de actuator, ci și cei sferă. Ca și în cazul precedent, fiecărui tip constructiv de robineț sferă îi putem alege o serie de elemente de acționare, din nou, fie că discutăm despre cea manuală, fie că discutăm despre cea automată. Comanda poate fi on-off sau continuă, cum spuneam și mai devreme, și o serie de senzori pentru confirmarea a poziției și ventile pilot. Întreg ansamblul vă va fi livrat, complet asamblat, testat și documentat. Ok, nu ne limităm doar la echipamentele Festo. În cazul în care dorim să automatizăm un anumit robinet existent deja în instalație, introducând câteva date despre acesta. De exemplu, cuplul necesar acționării, oglinzile de prindere, modul în care se dorește a fi realizată comanda, ajungem din nou ușor la un pachet gata de a fi montat pentru robinetul respectiv. O astfel de configurație include actuatorul pneumatic, senzorul, ventilul pilot sau poziționerul în cazul în care se dorește o comandă cu semnal analogic și, evident, toate accesoriile de montaj necesare pentru a instala foarte ușor acest ansamblu. Un alt tip de robinet prezent în catalogul Festo este cel cu scaun înclinat. E o soluție extrem de robustă, extrem de fiabilă, dar nu vreau să înțelegeți că discutăm despre un robinet cu scaun înclinat basic, standard. Ok, îi avem și pe aceștia în catalogul nostru. Cei pe care vi-i prezint în momentul de față sunt robineți din gama premium, o gamă extrem de modulară, extrem de accesorizată, care, pe lângă caracteristicile tehnice și de fiabilitate foarte bune, oferă utilizatorului o flexibilitate foarte mare în alegere, pe de o parte, dar
și îmbunătățește foarte mult modul în care se realizează mentenanța, făcând-o extrem de simplă și sigură. Fiind o soluție foarte modulară, putem cu ușurință să dezvoltăm și o serie de soluții customizate pentru diferitele tipuri de aplicații. Aici avem un exemplu de montaje în baterie pentru economie de costuri și, evident, pentru economie a spațiului de montaj. Aplicațiile cu o densitate foarte mare de robineți, și aici vă dau exemplu industriei alimentare sau, nu știu, industria cauciucului, necesită astfel de construcții. Fie pentru o instalare mai ușoară, fie pentru spațiul lor redus pe care îl ocupă. O altă soluție interesantă o reprezintă robineții pinci sau robineții cu manșon. Astfel de soluții se pretează în special pentru aplicațiile în care avem restricții asupra spațiului unde trebuie montați. Astfel de robineți au cele mai mici dimensiuni, au cea mai mică amprentă din gamele existente, dar oferă și o flexibilitate excelentă în ceea ce privește fluidele pe care le vehiculăm. Din punct de vedere funcțional, un astfel de robinet este extrem de simplu și fiabil. Înăuntru lui există un tub dintr-un material elastic, fie că discutăm despre EPDM, nebere, silicon, care fie are capacitatea de a restricționa sau de a închide complet trecerea fluidului în funcție de presiunea pe care o aplicăm pe suprafața exterioară a tubului. Deci, o astfel de soluție se pretează atât pentru aplicații de dozare, de reglare de debit, dar un alt avantaj al unei astfel de soluție este și că, din punct de vedere constructiv, permite utilizarea în industriile sau în aplicațiile restrictive din punct de vedere al materialelor cu care fluidul intră în contact. Și aici ar trebui să enumăr industria alimentară sau cea farmaceutică. Da, am enumerat câteva soluții. Evident, nu toate echipamentele pe care le avem în gama noastră, dar din punctul meu de vedere sunt suficiente pentru a vă convinge că putem acoperi o gamă destul de mare de aplicații cu soluțiile noastre. Și astfel acoperim partea cea mai de jos a piramidei de automatizare. Urmează să comandăm echipamentele din slide-urile precedente. Și una dintre soluțiile de comandă este acest poziționer care permite comanda continuă a robineților în funcție de un semnal analogic. Pentru
Poziționerul Festo, cel exemplificat în acest slide, este o soluție nouă, îmbunătățită față de tot ceea ce aveam până acum în catalog. Oferă mult mai multe funcții și poate fi utilizat și în aplicații extrem de restrictive, fie că discutăm despre un nivel de siguranță ridicat, fie că discutăm de protecția la explozii și așa mai departe. Din punct de vedere al caracteristicilor tehnice, nu pot decât să enumăr semnalul de intrare pe tehnologia două fire, comunicație hard, protecția la explozie, siguranță sau nivel de siguranță atins. Putem discuta fie de SIL 2, de exemplu. Temperatura de la minus 40 de grade pornind, cu posibilitatea de a fi utilizat atât în aplicații rotative, cât și în aplicații liniare, cu posibilitatea de a fi montat local pe robinet sau la distanță, oferă poziție de siguranță, un montaj și o parametrizare extrem de ușoară. Și vom vedea că este un produs care e menit să respecte cele mai noi standarde ale industriilor de proces, pe de o parte, și să rezolve probleme de fiabilitate și de montaj existente în prezent în instalațiile de pretutinde. Spuneam, parametrizarea și diagnoza unui astfel de echipament sunt extrem de simple. Avem un dashboard în care putem să introducem datele noastre, dar și să urmărim parametrii pe care aceștia îi poate pune la dispoziție. Nu vreau să intru în schimb foarte mult în detaliu asupra acestui nou produs, pentru că acest echipament este una dintre vedetele târgului virtual Achema Pulse, care va începe săptămâna viitoare, unde colegii mei de la headquarter îl vor prezenta pe NDLT. Vă invit să vă înscrieți la acest târg internațional, nu doar Festo, ci și cele mai grele nume din această industrie de proces sunt prezente acolo. Pe vremea când discutam despre târguri cu prezență fizică, acesta Achema Pulse era echivalentul târgului de la Hanovra, dar în zona de proces. Spuneam că soluția de poziționer și soluția pe care o voi prezenta în continuare sunt menite să rezolve o problemă de fiabilitate și de instalare destul de complexă în zilele noastre, dar de obicei prezentă în industriile grele, fie că discutăm despre industria chimică, petrochimică și așa mai departe. Aceste tipuri de aplicații solicită ca fiecare robinet montat în aceste instalații să fie comandat cu o construcție destul de complexă. Observăm acolo destul de multe țevi trase, fiecare actuator trebuie să aibă propriul lor filtru și regulator. Dacă discutăm despre o aplicație cu un nivel ridicat de siguranță,
trebuie să avem și o redundanță în controlul acestor robineți. Deci, observăm că realizarea unei astfel de comenzi a echipamentelor este una destul de dificilă. Implicit și partea de mentenanță este una care ia destul de mult timp, depinde foarte mult de calitatea personalului de montaj sau de mentenanță și poate duce la o fiabilitate destul de scăzută a unui astfel de echipament. Drept urmare, noile standarde pe care entitatea de standardizată numită NAMUR vin să rezolve această problemă, iar Festo deja a dezvoltat o soluție pentru a preîntâmpina aceste noi standarde, și anume o soluție extrem de modulară, în care fiecare modul realizează o anumită funcție, adăugând felii unui astfel de grup, pur și simplu, la fel ca în cazul grupului de preparare aer, de exemplu, putem să atingem fie nivelul de automatizare dorit sau funcțiile pe care le dorim de la actuatorul sau robinetul respectiv, fie nivelul de siguranță pe care îl dorim de la această construcție. Da? Spuneam de protecție antiexplozivă, putem discuta despre SIL și așa mai departe. Dar, din nou, nu voi intra foarte mult în detaliu pentru că vă invit să participați la acest Achema Pulse. Mă repet, el va avea loc săptămâna viitoare, începând cu data de 15. Și la standul Festo, un stand fizic la care colegii mei vor prezenta în timp real soluțiile Festo, vor fi dezbătute și vor fi detaliate aceste soluții pe care le punem noi la dispoziție. Sunt niște produse extrem de noi și menite să rezolve câteva probleme din industrie pe de o parte, dar se aliniază și la cele mai noi standarde de montaj și de fiabilitate și siguranță la nivel mondial. Bun. Acum câteva soluții mai, să zic, vechi pe care le punem noi la dispoziție. Dacă discutăm despre comanda acționărilor pneumatice, evident trebuie să discutăm și despre insulele de ventile. O primă soluție pe care o punem la dispoziție este acest cabinet guide online, configuratorul nostru care generează un cabinet de acționare complet echipat, documentat, asamblat, testat, în funcție de fiecare aplicație. La fel ca în cazul configuratoarelor pentru robineți, avem aceeași structură, răspundem la o serie de întrebări, iar la finalul acestui proces ajungem să avem deja întreaga configurație de cabinet. Putem să descărcăm fișierele CAD în momentul în care avem la dispoziție, avem plasată comanda, avem la dispoziție și schemele electrice și pneumatice.
și vom vedea o exemplificare. Dar nu toate aplicațiile necesită o astfel de soluție. O soluție mai simplă este o simplă insulă de ventile din gama Festo numită VTUG. Este o soluție concepută pentru un montaj extrem de ușor în cabinet. Observăm partea de jos a insulei că avem toate semnalele sau putem avea toate semnalele pneumatice în afara cabinetului, partea din interior rămânând doar pentru semnalele electrice sau pentru comunicație. Și montajul ei efectiv pe lateralul cabinetului se face cu un grad ridicat de protecție la praf sau apă, deci un grad IP ridicat. Ce e interesant și știu că a mai fost prezentată, dar trebuie să reamintesc, mai ales în industria de Așa cum am văzut, funcția hot swap blochează portul de alimentare a unui singur ventil și oferă posibilitatea acordării mentenanței doar a ventilului sau a robinetului pe care îl controlează acesta, în condiții de siguranță, fără a mai fi nevoie de a scoate de sub presiune întregul sistem. Bineînțeles, soluția noastră completă e o cutie care poate să conțină inclusiv partea de automat programabil, deci putem să considerăm o soluție la cheie. Revenind un pic la partea de cabinete, observăm cele trei zone în care avem întrebările pentru a ajunge ușor la configurație. În primă fază trebuie să dăm câteva detalii despre caracteristicile generale ale aplicației, apoi
câteva informații despre tipuri de actuatoarele pe care le controlăm și dacă avem nevoie de opțiuni suplimentare. Din punct de vedere tehnic, alimentare 230, 24 sau 400 de volți, comunicații Profibus, Profinet și mai toate protocoalele comune, posibilitatea de adăugare de module de intrări pentru senzori sau module de ieșiri analogice în cazul în care vrem să controlăm continuu diferite poziționere. Și prin aceste soluții, iată că acoperim și zona de comandă a robineților. În ultima parte a prezentării mele de astăzi, vom acoperi și zona care face schimbul de informații dintre echipamentele de câmp pe care le-am enumerat și creierul aplicației, să-i spunem acest, sau oricum s-ar numi el, fie că discutăm de un simplu PLC, un sistem DCS, SCADA, sau chiar către cloud. Și aici, în acest context, discutăm despre noua noastră platformă de automatizare numită CPX API. Ea reprezintă, de fapt, o serie de elemente periferice distribuite cu diferite configurații care realizează cu o viteză extrem de mare schimbul de informații între nivelele de automatizare pe distanțe lungi, cu siguranță ridicată și care ne permit nouă, ca și Festo, să acoperim întreaga gamă de soluții pentru a automatiza diferitele procese. Din punct de vedere al complexității aplicației, acest sistem este menit să acopere toată gama, fie că discutăm despre aplicații simple în care doar luăm din câmp o serie de informații de la senzori, comandăm câteva ventile și transmitem toate aceste informații pe un protocol de comunicație de tip Ethernet, EtherCAT, Profinet, Profibus și așa mai departe, către un PLC. Fie că introducem în sistem și insule de ventile care comunică cu restul echipamentelor tot prin acest protocol dezvoltat de Festo numit AP, astfel încât instalarea să fie extrem de ușoară și, nu în ultimul rând, posibilitatea de a transmite toate informațiile către cloud și a parametriza întreaga instalație de automatizare cu Festo Automation Suite, care evident pune la dispoziție și alte seturi de opțiuni, cum ar fi mentenanță predictivă sau o monitorizare a condiției fiecărui echipament, component.
E un sistem nou în catalogul Festo, este în plină expansiune, pentru că apar destul de des produse noi în această gamă, fie că discutăm despre zona de comunicații sau diferite tipuri de module de intrări sau ieșiri. Deci este un sistem care se dezvoltă continuu, un sistem care permite viteze mari de procesare a informației, o flexibilitate în comunicațiile cu alți furnizori de echipamente, fie că discutăm despre cele de câmp sau echipamente de automatizare, dar și posibilitatea transmiterii informațiilor facil către un cloud. Ok. Haideți să vedem și da, cred că acest filmuleț a fost mult mai sugestiv decât tot ceea ce am vorbit eu până acum. Ok, am ajuns la finalul prezentării. Iată că după aproximativ 45 de minute am reușit să acoperim cam toate nivelele de automatizare. Ok, am lăsat partea de senzori deoparte, dar evident că ei sunt prezenți în catalogul Festo. Ca o concluzie a acestei prezentări este că, indiferent de industrie sau de complexitatea aplicației, suntem capabili să furnizăm o soluție completă de automatizare. Finalul îl voi lăsa pe de o parte, pentru a
a vă reaminti de și a vă invita din nou să participați la târgul online Achema Pulse și, pe de altă parte, de a răspunde întrebărilor dumneavoastră dacă sunt. Vă invit să le notați în zona de chat, iar eu mai stau câteva minute pentru a vă răspunde. În cazul în care în momentul de față nu sunt întrebări, așa cum atât eu cât și colegii mei facem de fiecare dată, vă invităm să ne transmiteți orice neclaritate aveți pe adresa de e-mail tehnica@festo.ro. Iar atât eu cât și colegii mei vom încerca să răspundem cât se poate de rapid. Observ că nu sunt întrebări. Drept urmare, nu-mi rămâne decât să vă mulțumesc pentru atenția dumneavoastră și pentru timpul pe care ne l-ați acordat și să vă invit la următoarea sesiune de webinar în care colegul meu, Marian Vitroi, va prezenta soluțiile noastre dezvoltate special pentru roboții sau coboții de tip UR, soluții care sunt menite să poate fi soluții gata de instalat, menite să fie direct montate pe capul acestora și să execute o serie de aplicații. Va fi o sesiune un pic diferită, dar nu voi strica acum surpriza. Vă invit să o descoperiți singuri. Vă mulțumesc încă o dată și vă urez o zi cât mai plăcută. La revedere!